Vremea este doar o măsură a devenirilor firești, pe când timpul e doar o bucățică. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Peter Harley pare să fi învățat lecția timpului în cei 22 de ani trăiți în România și a mai învățat o lecție. Muncești, îți faci treaba până în ultima clipă, îți joci rolul în marea poveste până când nu mai poți continua și dacă ai noroc, momentul final este un apus de soare auriu la sfârșitul unei zile frumoase. Însă, până nu de mult, lucrurile nu au stat deloc așa. Momentul de final era altcumva și niciodată lângă cei dragi, pentru că se jertfeau. Mi se pare că jertfă este un cuvânt care definește tot care au trăit în partea acestea Europa. Noi, irlandezii, am avut și noi jertfa noastră și asta a fost și crunt. Și nu este o concurență cine a jertfit cel mai mult, sub nicio formă. Dar cei de aici au fost pus în niște conjuncturi extraordinar de dificil, de nerepetate rânduri. Adică să fii cu unul sau cu altul, sau cu sus sau cu jos, sau cu stângă sau cu dreapta. Un fel de la fierarul, batut pe toate părțile până te întărești într-un fel. Și cred că și asta s-a întâmplat. V-ați întărit sufletește. Românii au mers la război tot timpul ca să mențin pace. Deci asta probabil e cel mai dificil lucru și cel mai dureros pierdere. Da? Să fii forțat să mergi la război ca să mențin pace. Sau neștiind de ce, că nu vrem să contropim pe nimeni. No? Și asta e comandă un foarte mare respect, cred. Și nu e ceva care trebuie să bați o tobă despre el, cum fac alții despre ei. Dar asta e ceva care ții înăuntru. Foști miniștri, academicieni, economiști, militari, istorici, ziariști, politicieni, unii dintre ei condamnați la pedepse grele, alții nici măcar judecați, au fost aduși la penitenciarul Sighet din întreaga țară. O cifră exactă nu putem să vă spunem, probabil niciodată, pentru că era ordin de a se șterge urmele crimelor și de a nu se înregistra morții. Directorul închisorii Sighet, de pildă, a fost anchetat la finalul mandatului pentru că fura scândura pentru sicrie și i-arunca pe morți goi în gropi comune. Una dintre acestea a fost denumită Cimitirul Săracilor. În propriu zis Cimitirul Săracilor, pentru că aici sunt îngropați oamenii care erau orice, dar nu săraci. Oamenii foarte educați, intelectuali al României din perioada interbelice și în al doilea război mondial. Aici, cei care au fost exterminați din închisoare de la Sighet, care este acum muzeul, au fost îngropați aici, fără nume, fără semn, fără nimic. Și aici găsește Cartea Morților din perioada comunistă. Un fel de dicționar cu numele fiecare persoană. Când s-a născut, când s-a pierit, unde și într-un fel de ce. Împărțit pe secțiune. Foarte trist loc. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry, for Australia bound. If we didn't all drown, the marks of our tethers we carried. In our rusty iron chains we cried for our wains. Memoria este și ea considerată o formă de justiție. Această melodie a fost compusă în memoria unui erou irlandez din Belfast. Deși renumele său internațional nu este atât de mare, acesta continuă să fie unul dintre cei mai importanți martiri catolici ai Irlandei. Din acest motiv, Peter Harley simte nevoia să o cânte aici, considerând că Sighetul este un fel de sanctuar al eroilor căzuți în numele ideii de libertate. 5 weeks out to sea, we were now 43. We buried our comrades each morning. Australia bound if we didn't all drown. În urmă cu câțiva ani, tatăl său l-a rugat să-i trimită în Irlanda ce carte crede el că ar trebui să citească și să înțeleagă de acolo.
de ce fiul său a ales să trăiască în România. Să găsească măcar unul dintre motive. Am trimis o singură carte din România care era tradusă în limba engleză și era Sfinții Închisorilor. Povestea lui Valeriu Gafencu. M-a sunat. Tatăl a zis, dur, nu știam. Foarte dur. Foarte dur și foarte recent. Nu știam că atâta multă s-a jertfit aici. Și frate împotriva frate și cumva brutal. Asta, suferința asta are un generator de har. Deci Dumnezeu e foarte prezent pe teritoriul ăsta. Și noi trebuie să-L prețuim. Și cam despre asta e vorba în povestea. Tatăl lui Peter Harley a înțeles astfel de ce unul din cei 10 copii ai săi a plecat în acea țară îndepărtată, numită România. Povestea merge mai departe, căci multe întâmplări mai are în față, multe încercări, cum se zice în basmele românești, și foarte mulți kilometri de făcut la pas până la finalul călătoriei sale. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Mulțumesc! Bine că v-am găsit! M-am așteptat cu mare plăcere! Da, mă bucur! Mare bucurie! Da, pentru mine! Da. Și pentru mine! Da. Am venit deci de sus! Da. Am urmărit de la baraj! Barajul! Foarte chiar o construcție incredibilă! Nu am putere financiară, aș face o termocentrală! O termocentrală! Cu curent, da! Cum vezi viitorul acest? Viitorul nu-l văd prea bine, că nu am urmași! Nu am cine să-mi ducă mai departe. Bunicul, tata, eu a treia generație. M-a legat pe mine. Dar eu, copilul care l-am, doi copii, nu i-a plăcut meseria asta. Înclinat în tal domeniu. E costisitor, e nerentabil. Spune-mi ceva despre gospodăriile în zona asta aici. Că aici sunteți cumva unul dintre inimile unui comunitate agrară. Da. Se mai cultiva? Oamenii fac? Au cei morit? Cum după îl vezi? După revoluție lumea s-a schimbat. Nu se lucrează pământul. Dispar sportul, tradiția. Eu și eu sunt pe cale de dispariție pentru că dacă nu se lucrează pământul, nu se pune porumb și grâu, nu ai produs să mănânci, pita ta să mănânci produsul tău, cât vine dincolo, nu știe nimeni ce mănâncă. Da. Care o plecat în străinătate, o lăsa pământului nelucrat. Și mănâncă de acolo cu chimicale, mănâncă de acolo, deci nu mănâncă natural, mănâncă, dar eu, în persoana mea, rar când cumpăr pită, am produsul meu. Corect. Deci am. Și știi exact că unde vine și ce conține. Eu aș face un mesaj, să mă înțelegeți. Da. Cum? Da. Aia nu e gospodărie, la țară, n-are vaca lui, doi porci, 10 oi, cal, găini, să mănânc produsul meu, să le măresc, să mai produc mai mult și să fiu pe înțeles, nu să cumpăr de la altul, eu să dau la altul. Știați că în România pierdem 3 ferme familiale în fiecare oră, zi și noapte. Da, nu știu asta, dar păcat de moarte. Pentru că, să vă spun o treabă, s-am tank, s-am avion, s-am vapor, fără pită nu mărgă astea. Deci țăranul produce. Deci, el produce. El produce. Da. Dom'le, dacă nu mănânci o zi, două, trei, cu ce omul conduce, omul-i stăpân peste tot. Păcat, tata îmi spune așa, să nu vinzi pământul, să ți-l lucrezi, pentru că noi... Istoria spune, am fost ocupat de popoară cotropitoare. Banii s-au schimbat cu ani în urmă. Moneda s-a transformat. Pământul nu l-a dus nimeni. Pământul a rămas pământ. Pământul a rămas aici. E o comoară a țăranului. Comoară de neuitat, o comoară a țăranului. Pământul lucrează cu tine, nu? Pământul dacă comunică, dai respectul pământului. Pământul comunică cu omul, când nu poate vorbi. Dom'le, de exemplu, pun o recoltă, a doua zi, mai frumoasă. Ce trebuie mai mare dar de la Dumnezeu? Când vorbești, ce recolta cu tine?
Wow. Asta e realitatea? Super! Da, așa e realitatea. Dar nimeni nu apreciază valorile noastre. Dar pământul vorbește cu omul. Pământul vorbește cu omul, da. Nu știu dacă știați, în 1900, probabil nu știți, eu sunt în Irlanda. Foarte Irlanda bine. Foarte îndepărtată. Îndepărtată, foarte. Da. O insulă frumoasă. Surpriză, o mare surpriză mi-a făcut că am ocazia să întâlnesc o persoană care apreciază România și mă pot înțelege cu ea. Yeah, da, da, că asta e, înțelegere e foarte important. Comunicare între oameni. Comunicare și capacitate. Mare plăcere mi-a făcut. Și în Irlanda e o țară frumoasă, foarte frumoasă. Pământul poate să fie bogat, dar în vest vine din ce în ce mai stâncos și sărat. Și acolo a fost foarte greu trai. Aici aveți comoară, cum ai zis, pământul așa de bogat și adânc. Și clima și toate. Vă dați seama. Vreau să vă spun că în 1921 sau 2 a venit o fondație irlandeză care încercau să facă pe țăranii irlandeze să se coopereze între ei, da, că eram foarte, foarte sărat, și au trimis un om în România să cerceteze cum sunt organizați țăranii în România înainte de al doilea război mondial, pentru că voi erați aici mai organizați. Da. Erați organizați în cooperativă, știai altceva, da, așa ceva. Eram organizați. Organizați în... Și n-am avut idee de gospodărire, n-am avut mentalitatea de lucra terenul ca străini. Care, de exemplu, dacă eu am practică, ce școală practică te omoară. Dacă știu sistemul cum se lucrează și am mașinării, eu o facilitate, un dar să ajut și pe altul cu mintea, ca să producă și el. Mentalitatea răspândesc la o mie de oameni pe viitor, da. Ca să ajute și ei și pe toți, da. Eu cred că asta e ceva care aveți nativ. Avem toți asta nativ, da, nu? Da, la sufletul deschis, dar pe țărănețe, sufletul deschis. Pentru că mulți au plecat din oraș. Auziți, ce ar fi mesajul tău pentru oamenii din oraș? De încurajare în felul următor. Să nu uite de unde au plecat, să se întoarcă iară la țară, să respecte bătrânii, să lucre pământul, să nu râdă de țăran. Țăranul trebuie, pământul nu poți tenta, trebuie lucrat cu sudoarea frunții, cu munca grea și trebuie să fii sprijinit, așa cum avem două mânuri, stânga și dreapta, așa trebuie să fim uniți. Și vorba aia, cât putem să apreciem munca de 10 zile, darul ce ne-a dat Dumnezeu, pământul lăsat, pentru că avem un pământ bun, fertil, ține și timpurile cu noi, apă, ploaie și nu trebuie dat uitând. Uită-te cât de bogăție avem noi aici. Deci este absolută, în natură este foarte puternică aici. Din cauza căldură, din cauza climei, din cauza ploile, din cauza munțile, din aerul. Este extraordinar de puternic natură. Și satele, fiind și ei comunicând cu pământul, s-au încărcat și au devenit și ei foarte puternic și foarte, foarte individual, fiecare cu o putere, o entitate foarte puternic, care nu găsim în alte țări. Adică nu avem în Irlanda, cu siguranță, nu avem în Irlanda, nu mai avem. Noi am tăiat toate pădurile de mult, dinainte să concepe conceptul de etnografie sau antropologie. Nu, noi am pierdut înainte să începem să ne gândim despre asta ca un concept social. No. Acum, ăsta e necesarul pentru două roți la apă, la moare și la mașina de lână, funcționează. În 1907, de la bunicul meu, bunicul, tata, eu s-a treia generație rămas aici. Nu mă las până când voi putea ridica o mână și un picior, de-i păstra. Pe plan mondial, nu e recunoscută România, care, așa ca grădina Edenului, România e o țară bogată. Maicii Domnului, are grădina, e o țară bogată, frumoasă. Vreau să fie recunoscută pe plan mondial. Ca dumneavoastră să mai vie încă 20
mi-a făcut mare plăcere, vorba taranului. Yeah. Deci pace în lume, înțelegere între popoare și roada pământului. Exact, vorba, da. Foarte tare. Roada vorba, pământului, da. 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 Mulțumesc. Da. Mulțumesc foarte mult. Bine, Doamne ajută, numai bine, da? Dani Micleș, de profesie morar și țăran, se teme pentru viitorul a ceea ce face aici, în Grădina Edenului, cum numește această țară. Știe, și nu din cărți, că pacea în lume, roada pământului și înțelegerea între popoare sunt esențiale. Dar ceasul umblă și lovește, vremea stă și vremuiește, așa că personajul din poveste pleacă mai departe. Pe fiecare metru pătrat, din pajiște în Transilvania și în România, poate să fie până la 170 de specii de flori, pe când în Anglia, minunii dacă găsești 10. Deși vacile pasc iarbă în care se află chiar și 170 de specii diferite de plante, din care mai toate, medicinale, o parte din procesatorii de lapte îl importă din alte țări, ocolind, de multe ori, fermierii locali. Ce mai faceți? Uite! De zi cu zi! Ia! Vin animalele! Vin! Seara, vin de la pășune! Ia! Great! Mergem cu ele? Dacă în trecut colectivizarea a lovit adânc gospodăriile țăranilor, se pare că acum lipsa viziunii și a organizării macină încet, dar sigur, o resursă incredibilă. Calcule statistice avertizează că 3 gospodării se desființează într-o singură oră în România. Sunt toate în agricultura ecologică, că nu sunt pretențioase. Mm-hmm. Se pretează la pășunile din zona noastră, la flora pe care o avem noi. Ce poți să ne spuneți despre asociație care ați pornit? Păi, la început a fost o asociație, începând din 2007, un grup de producători și am transformat-o în cooperativă agricolă. Merge destul de bine, comercializăm laptele prin cooperativă. Ați fost unul dintre primei cooperative din țară, de după Revoluție? Între primele cooperative și grup de producători, primul. Primul. Și cu măsura 142, proiectul numărul 1. Mm-hmm. Prețul e între 1,35 lei la 1,40 lei. În condițiile de astăzi e un preț bun. Care a fost prețul când ați început? Când am început, a fost 60 de bani. 60 de bani. Da. Dar având cantitate mare și calitatea laptelui e bună, am trecut la agricultura ecologică și nu se folosesc concentrate, nu se folosesc îngrășăminte chimice, nu se folosește nimic, deci certificat ecologic, prețul este aici, păi la 1,40 lei. Le vindeți la un procesator care îi cumpără pentru că sunt ecologic? Da. Și cumpără un procesator multinațional. Petru Cătinean, din Ardan, a fost pe rând militar, profesor și director de școală, iar acum este președinte al uneia dintre primele asociații de producători de lapte din țară. A înțeles încă din 2007 că doar uniți și organizați pot însemna o forță și doar așa pot fi luați în calcul la masa negocierii, când se stabilește prețul de achiziție al laptelui. Gradul de asociere în România este de 5%. Deși avem o mulțime de asociații. Aceste asociații sunt ONG-uri. N-au scop comercial. Datorită faptului că nu avem cooperative și cooperative agricole în special, atunci fermierul, care la noi e mic, are până în 10 vaci sau 15 vaci, el nu poate să negocieze prețul cu procesatorul. Și procesatorul sperie că aduce lapte din comunitatea europeană. Acel lapte care îl aduce, din câte am auzit sau cum spune, unul e făcut și din lapte praf, nu e o problemă, dar olandezii, din moment ce cumpără lapte ecologic de la mine, eu cred că știu de ce. Tu crezi că fermierii care nu se asocieze poate să supraviețuiesc sau trebuie să se asocieze și în ce formă? Nu pot supraviețui, pentru că nu au putere de negociere cu procesatorul. Dacă eu am 30 de litri de lapte pe zi,
un procesator poate oricând renunța la mine. Okay, dacă am 5.000 de litri pe la, de lapte pe zi, nu renunță și nu vorbește oricum. Harghita. Covazna. Resorturile mecanismului care pune în mișcare, să zicem, o națiune, sunt condiționate de foarte multe lucruri. Peter Harley încearcă să le descopere pe rând și odată cu ele, să înțeleagă și poporul care l-a adoptat. 609 pe 588, căutăm. În 2012 a plecat, pe jos, de la Săpânța până la Muzeul Țăranului Român din Capitală și a scris apoi și o carte despre oamenii care l-au primit și l-au omenit fără să-i ceară nimic în schimb. Un pariu pe care, de câteva ori, era să-l piardă. Reia acum, la pas, acest drum care i-a relevat în fiecare moment câte ceva important și care, în cele din urmă, l-a revelat. Ajuns în Vârghiș, vrea să înopteze la familia Core. Și acum nu e nimeni. Aici am ajuns în seara de 9 decembrie și aici, în camera asta, dormeau cei 6 copii cu 2 părinți. Hai! Biologie, caiet de muzică, limba maghiară pentru român, limba română pentru maghiari, manual de limba engleză, Europa. Uite cum scriau copii, copiilor. Mergeau la școală în fiecare zi. Copii extraordinar de frumos. Erada. 2014-2015. Nu pot să cred. Domnul Core și doamna Core, în prima cameră, unde de obicei dormeau doar ei doi. Și în al doilea cameră, unde dormeau încă patru, Chiki, soția și doi copii, care au dormit cu ei în seara în care eu am dormit în camera lui Chiki. Și aici, cele două poze sunt făcute aici. Cu Maria, fiica lor, care era căsătorit cu Bella. Bella îl vedem aici, în căruță, domnul, primul domn. Și el căsătorit cu Maria, fiica lor, și cei 6 copii ai lor. Când am plecat dimineața la ora 4 și am intrat la domnul Core să zic la revedere, și fiica lui Chiki dorma. Au insistat să stau, nu m-a lăsat să plec. Au zis, cine știe ce-i, nu mai găsești altcineva. Deja era întuneric și m-a făcut o masă. A făcut o masă pentru ei, de fapt, fasole. Era un oală mare de fasole în casă de sus. Și când era gata, era pus pe masă. Eu, domnul Core, doamna Core, Chiki și Bella fuseseră plecat la lemne și m-au lăsat pe mine, au insistat pe mine să mă servească și să mănâncă. Nu să se servească, și să mănâncă până mă satur. După care mănânc ei, pun ei o porție pe farfuriile lor. După care, când au servit porțiile lor, au chemat pe Maria. Și a venit și a luat oale și a dus-o aici pentru cei 6 copii și pentru ea. Asta înseamnă omenire. Nu știu ce e asta, ce mi-a sărit în cap. Aceasta este somația de sistare a furnizării de energie electrică pe care familia Core nu a mai putut să o achite. În 2014 i-au cerut banii lui pentru acest lucru și Peter le-a trimis o parte, trecându-i prin cap atunci, ne-a mărturisit nouă, că-i dau pe băutură. Lângă somație era prinsă de agrafă și factura plătită din banii trimiși de la București, însă nu fuseseră suficienți. Așadar, 14 cetățeni români au părăsit casa în care s-au născut, au iubit și măcar câțiva dintre ei au și suferit. Au lăsat în urmă multe amintiri, dar și singura cronică vie, chiar dacă în limba engleză, despre existența lor onorabilă și generoasă, în ciuda sărăciei în care trăiau. Când a deschis ușa, era o cameră mică plină de fețe care se uita sus pe mine cu bucurie și parcă mă așteptau și au zis, haideți, haideți înăuntru. Și nu știu, domnul Core a ridicat în picioare și s-a prezentat foarte bucuros să mă vadă. Și m-a poftit și am stat jos cu ei.
Familia Core a format, probabil, una din gospodăriile pe care Institutul Național de Statistică le prinde în calcul când avertizează că 3 gospodării pierd doar într-o singură oră în România. Peter Harley pleacă mai departe, învățând o lecție în plus. Despre cuvântul omenie trebuie să-i explice tatălui său, acum, că la români are mai multe înțelesuri decât cele găsite în dicționar. Vorbiți în română? Petru. Petru. Core, ceabe. E aici locuiesc. Nu, e închis casa. A plecat la apelie, la Ungaria. A plecat în Ungaria? Da. Toată familia? O săptămână a plecat. Acum o săptămână a plecat? Da. Erau necăjiți? Erau bine? Da. Mulțumesc! Trei. Sănătate!